Într-adevăr, nu sunt obosită. Mă bucur foarte mult că am început din nou antrenamentele cu CSM și îmi doresc din tot sufletul să fim sănătoase și să putem să muncim în continuare. Care sunt ecourile după locul 4 de la Euro? Suntem fericite că am luat acest loc 4. Eu cred că este un loc bun pentru noi. Îmi pare rău din cauza Cristinei că s-a accidentat și cred că dacă ea nu se accidenta, puteam face un rezultat mai bun, dar și așa suntem mulțumite cu acest loc. Va fi, exact, va fi greu. Încercăm să-i suplinim dacă putem lipsa, ne lipsește, dar vom încerca să facem tot ce ne stă în putință să jucăm și fără ea. Dar ați vorbit de curând cu ea? Da, eu am vorbit cu ea, este bine. Așteaptă să se opereze și să-și înceapă recuperarea. Cum vă faceți voi calculele pentru această rundă, având în vedere că aveți două absențe importante, și Cristina și Amanda Curtovici? Într-adevăr, cum am mai spus, încercăm să muncim mult mai mult la antrenamente și să le suplinim atât cât putem. Este foarte greu fără ele, dar suntem o echipă mare și eu cred că o să putem să facem față. Bazaliu va fi înlocuitoarea Cristinei, poate să o suplinească? Încă nu știu să vă spun, dar îmi doresc din tot sufletul ca Bianca să joace bine și să-i se dea încredere. Urmează o lună de foc pentru voi. Cum vă faceți voi așa? Cum vă canalizați așa energia pentru toate aceste meciuri? Toate meciurile sunt importante, și cele din campionat și din Champions League. Vom lua fiecare meci în parte și trebuie să jucăm fără greșeală. Cum a fost debutul Crinei Pintea la Gheorghe? Cum ai văzut? Mă bucur foarte mult pentru ea, a jucat foarte bine și îi doresc din tot sufletul succes la noua echipă. Vă sperie un pic? Nu ne sperie, nu mă sperie, este o jucătoare bună și îmi doresc din suflet ca la meciul cu Ghior să putem să o anihilăm. Mai avem până la Ghior, mai avem meciuri în campionat care sunt foarte importante pentru noi. Nu mai avem voie să facem niciun pas greșit și sperăm să câștigăm cât mai multe meciuri. E greu să vă mobilizați după sărbătorile astea? Nu, suntem obișnuite ca în fiecare an. V-ați permis să faceți, nu știu, exces la ceva zilele astea? Am mai făcut câte puțin, dar o să dăm jos acum la antrenamente. Dorințe pentru anul ăsta? Să fim sănătoase și să ne îndeplinim obiectivele pe care ni le-am propus.